Dumnezeu să o binecuvânteze oriunde v-ați afla. Facem un unboxing din târg luate. Uite, asta a fost 50 de cenți. E un fel de halat. Aprinde lumina, te rog, aici. Halat? Da, un fel de halat de iarnă. Uite, 50 de cenți a fost. Bluză de iarnă. E ceva bluză, dar e foarte lungă. Stai să mă vezi. Uite-te. A, da. Înțelegi? Da, cred că e de casă. Uite-te. Vezi? La iarnă. Mă ridic din pat sau vreau să ies până afară. Vezi? Da. Și-au fost 50 de cenți. Mă văd acolo ca să... Nu cred că te vezi, da. Da, uite-te. Că acum nu trebuie să mă văd eu de tot, da? Ca da, se vede. Ca să aibă idee. Da. Se vede cât e de lungă? Da, se vede. Bun. Deci asta a fost 50 de cenți. 50 de cenți au fost. Și un material foarte bun. E o haină mai mare pentru un om mai mare. Nu cred. Nu, că uite unde-s buzunarele. Ah, ok. Da, unde-s buzunarele? Nu, e un fel de halat ăsta. Un fel de halat. Și 50 de cenți au fost. Na, hai, te las pe tine să rămâi surprins ce am mai cumpărat acolo. Ce am mai cumpărat acolo? Uite-te. Scoate mai multe, că dintr-un loc le-am cumpărat mai multe și aș putea să spun prețurile. Astea e o trusă cu 4 șurubelnițe și un clește. Da. Și o lupă mică. Bun, alea știi ce îi? Să pierdu ceva. Trebuie să sufle aer cald. Nu trebuie să sufle. O pica din asta în geantă, cred că. O manivelă. Scoate-le toate că o să o găsești, că acolo a fost. Păi o pensulă de bucătărie și asta e ceramic. Deci ăsta este ceramic. Astea sunt, uite-te, de tras pe vase. Așa. Îți tremărim. Alea. C-o zis Lidia că-s foarte scumpe. Eu am dat pe astea toate, că dintr-un loc le-am cumpărat și vreau să găsesc mari. Uite-te, vezi? Bine. Asta a fost 1 euro. Asta. Așa. Da, e o manivelă micuță. Să mă lași pe mine, că vezi că geanta... Uite-o ai, vezi? Uite-te. Ah, da. Vezi? Asta se bagă aici. Și te las pe tine. Da, să... Da, să faci foc. Nu să faci foc, să sufli în foc. Ca să ardă. Când faci grătar. Da, când faci grătar. Ce zici? O, oh, suflă foarte bine. Suflă, suflă. Da. Da, nu suflă bine, uite-te, mi. Nu suflă. Suflă. Bun, deci asta a fost 1 euro. Ventilator barbecue. Da, uite-te, deci asta a fost 1 euro. Asta. Uh-huh. Da? Uh-huh. Bun. Și astea toate, deci astea toate, au fost 2,50 euro. De aia le-am și luat. 2,50 euro au fost toate astea. Deci, astea de tras pe vase. Îi suflătoarea asta. Astea sunt vase pentru pregătit, aperitive și uitați așa. O budincă, ceva, când vin copiii. Ce zici? Am făcut o afacere bună astăzi. Da, nu știu acum exact. Și asta, uite, tenia. O să-l spăl ca să iese de aici. Iosif, autobrico. Și Iosif o să primească cadouri multe. Ikea, îi scrie pe el Ikea. Și îi, au fost toate. Au fost 2,50 euro. Eu zic că am ieșit la o... Asta l-am cumpărat prima dată. Pentru oale? Nu pentru oale, dragul meu, îți atrag pe o farfurie cu, cu fructe, da, uite-te, păstăl, și se pot spăla, deci se pot spăla astea. Bun, le-am curățat, le-am desinfectat, le-am spălat, am revenit cu o ultimă prezentare, poate nu s-au înțeles foarte bine toate... nu le-am prezentat că le-au fost așa în fugă. Acum sunt curate, bune de folosit. Îi
suportul de linguri, ca să vi-l și prezint. Deci în asta eu de multe ori pun să și gust chiar mâncarea care o prepar. Și eu îl folosesc pentru, deci în două scopuri. Una, să-mi pun lingura aici, după ce amestec în mâncare, îmi pun lingura aici. Și în al doilea rând pot să pun și capacul așa. Și atunci, uitați. Deci eu folosesc foarte mult acest suport. Asta e deja al treilea sau al patrulea care l-am cumpărat. Am dat la mama, la copii, adică la una dintre fete. Mai am încă una care o folosesc aici și aceasta care am găsit-o acum. Ocupă foarte puțin loc acolo, chiar unde gătesc. Mai sunt suporturi de pus linguri care le pui așa lângă și mi se par un pic mai incomode. Am avut și eu din aceea și mi se pare că mi ocupă cam mult loc și atunci așa arată și mai bine și ocupă mai puțin loc. Uitați ce bine arată. Hopa! Așa. Cum l-am manevrat eu de altfel, e foarte stabilă, deci nu pică. Deci așa. Bun. După aia am luat aceste învelitori, deci suportul acesta a fost 1 euro, dacă ați ascultat la început filmulețul. Și astea sunt spălate. Erau noi, dar am zis că totuși să fie mai igienic, știu eu câte mâini au fost pe el. Îi de învelit de tras peste o farfurie, peste un bol. Să vă arăt și asta. Așa, aici e farfuria și să o trag asta peste. Deci să acopăr ce este în farfurie. Uitați. Am și de plastic, adică de pungă, cum îi zicem noi. Am și de silicon. Acum am și de pânză. Și astea se pot refolosi și oricum e un pic cauciucat aici. Și atunci, dacă au fost ieftine, eu le-am cumpărat. Pentru că se mai strică și în magazin sunt mai scumpe. Acum nu s-o avere nici astea, dar mie mi se pare că îi un preț foarte convenabil. Deci asta le-am cumpărat dintr-un loc. Această pensulă de bucătărie, de dat peste aluat sau de făcut la clătite. Se poate detașa astea ca să-l speli mai ușor. Eu le-am spălat, l-am desinfectat. Mânerul este ceramic și este de la Ikea. Nu știu ce mult contează asta, dar eu mă uit la calitate, nu la firma care o produce. De multe ori contează și firma care o produce, dar așa. Bun, am aranjat și aici, fără să-l desfac, deci pentru că e nou. Așa l-am cumpărat, și că e ediție din 2021. O fi fost la reducere, dar cine l-a cumpărat, nu l-a folosit sau poate nici nu l-a cumpărat, că l-a primit. Și scrie și pe românește, set de șurubelnițe de precizie. Acum, nu știu cât e de precizie, eu mai am șurubelnițe așa micuțe. Ne-am gândit că o să-l facem cadou la cineva, mai ales că este nou ambalat în plasticul lui original. Așa. Și pungile și astea sunt noi. Nu știu pensula, dar arată foarte bine. Deci zici că îi nou, nu-i uzat absolut deloc, absolut deloc. Și suportul acesta care l-am eu se vede că deja e folosit, se vede un pic pe inoxul acesta. Cred că e ceva sârmă nichelată, ca să zic așa, nu știu, nu mă pricep. Bun, acest ventilator pentru barbecue. Noi ne-am gândit că o să ne prindă foarte bine la țară. L-a prins focul, deci l-a prins focul, s-o dumeri soțul că merge super bine.
Nu mai vreau să o fac gălăgie, că am ascultat filmulețul mai devreme. Stai că probabil că nu intră oricum. Așa. Și așa, dacă învârți de aici, nu mai vreau să învârt, că probabil ați ascultat mai devreme. Acolo dă un aer foarte rece, se face așa ca un ventilator. Și de multe ori trebuie să sufli în foc ca să se aprindă focul, dar cu asta mă gândesc că merge mult mai repede. Și asta are cutia ei. Se pare că nu a fost folosit, dar acum așa se pare. La asta n-aș putea să garantez că nu a fost folosit, dar cert e că are manivela, are cutia originală și o să-l folosim probabil. Dacă nu o să-l solicite unul dintre copii, atunci o să-l folosim. Că eu orice am cumpărat, dacă trebuie la unul dintre copii, eu cedez cu mare drag. Eu mă descurc, eu mă adaptez în orice situație. Bun, deci și acesta. Și aici sunt, și astea le-am curățat. Sunt paharele pentru aperitive sau pentru orice altceva. Astea sunt capacele. Și astea sunt vasele, uitați. Sunt parcă 18 bucăți. 18 bucăți, pe asta am și pus-o în capac, ca să vă arăt. Se închide destul de bine, deci chiar se închide destul de bine și poți să pui, să porționezi budincă sau anumite prăjituri care se fac la rece, cum ar fi tiramisu sau știu eu altceva. Eu m-am gândit și la răcitură, aș putea să pun așa și când îl torci în farfurie, ce frumos iese. No, acum nu știu exact la ce să-l folosesc, sau poate chiar o să mi-l solicite careva dintre copii și o să le-o dau cu mare drag. Bun, și ei, ca să mă înțelegeți din nou, așa, deci fără suportul acesta, toate astea, deci astea și cu husele astea, au fost 2,50 €. Deci astea au fost 2,50 €. Suportul a fost 1 € și bineînțeles halatul care vi l-am prezentat mai devreme, l-am spălat. L-am și purtat azi dimineață un pic. Și este super, super. Dar ce am constatat pe etichetă, că știți că eu mă uit la etichete, e luat de la Shane. Dar cred că nu a fost purtat niciodată, pentru că și eticheta a arătat că nu a fost spălată. Acum un pic s-o mai emuiat un pic eticheta, acum am spălat-o. Dar e mărimea L și e de la Shane. Eu n-am cumpărat nimica de la Shane. Dar arată impecabil. Bun, și asta a fost 50 de cenți. Bun, v-am prezentat în detaliu ce am cumpărat și vă las aici cu acest filmuleț, dorindu-vă binecuvântarea Domnului peste voi și casele voastre. La revedere!